Am trece la lucruri un pic mai senine alături de Paul Ipate, care este invitatul meu de acum. Fermuna. Și cu care, cu care mă uitam la poze și Paul zice, ce față de arogant am. Da. Și l-am aprobat spre marea lui mirare. Păi ia, văd, mă uit și eu la mine și mă mai zice lumea ce arogant ești. Uneori sunt. Uneori sunt și e mai bine așa, pentru că le ține pe oameni mai departe puțin, pentru că de la un punct încolo oamenii devin foarte familiari așa și se ajunge foarte repede în zona asta de hate. Da, tu ești un tip cald, ești un tip prietenos. Eu știu, dar tocmai de foarte multe ori zona asta de prietenie, pe care oricum eu nu o să o schimb niciodată, tot așa voi fi. E înțeleasă greșit? E înțeleasă foarte greșit, da. Și nu mai place chestia asta. Interesant. O să mă gândesc la asta. Pentru că noi oricum dăm foarte mult. E un schimb implicit, da? Fac meseria asta pentru public și cu ajutorul publicului. Altfel n-aș face-o. Dar în același timp ne și consumă foarte mult. Și trebuie să ne construim un zid de protecție și pe care nu înveți să ți-l construiești decât în timp trecând prin tot felul de experiențe neplăcute. Cu atât mai mult cu cât tu faci meseria asta dintotdeauna, n-ai făcut-o alta, n-ai încercat altceva. Dar nu am realizat chestia asta ca pe meserie. Ok, la 8 ani a fost prima oară când am urcat pe scenă. Dar nu am realizat decât atunci, decât la 16 ani, în clasa 10-a, când am urcat pe o scenă adevărată, a unui teatru adevărat. Atunci am realizat presiunea acestei meserii, când am stat cu actori adevărați, cu actori consacrați și cu breasla, cum se spune. Și atunci înțelegi tipul de energie pe care o investești în meseria asta. Nu-mi revin după ce mi-ai spus că ți s-au întâmplat lucruri neplăcute care te-au făcut să zidești acest scut. A se întâmplă în continuare. Care sunt lucrurile astea? Hate-ul de online, să spunem. Hate-ul de online, hate-ul de pe stradă. Acea categorie de oameni care atunci când înjură un om necunoscut, nu e o satisfacție atât de mare. Bă, dacă l-am înjurat pe Ipate, l-am înjurat pe Micuțul, l-am înjurat-o pe Teo, băi, înțelegi? Adică e un tip de satisfacție a lor, una extrem de superficială, da. Foarte low vorbim, dar există hate-ul ăsta. De-aia și mă gândesc pe viitor să fac ceva la nivel de bullying și anti-bullying în școli și cu adolescenți, pentru că... Oricum ai pățit-o și în școală, tu! Evident, da, și pentru că lucrurile astea evoluează într-un mod neplăcut. Și cred că mai mulți oameni ca noi, oameni cunoscuți, ar trebui să aibă o voce în sensul ăsta. O să fac, am în cap un proiect, voi vedea dacă o să reușesc. Spunea, cred că Cătălina, soția ta, pe care noi o știm de Jojo, da. Așa... Eu, tanti Jojo, da. Tanti Jojo, se zice așa. E, glumesc eu cu ea, sunt Cătălina tot achinez. Grama, spunea la un moment dat că acum 8 ani când v-ați întâlnit, aniversarea voastră fiind pe 13 iulie, v-ați găsit unul pe celălalt într-un moment în care vă pierduseră sinele. Da, sunt acele momente din viață, lecțiile pe care le primim și te destabilizează și emoțional și psihic. Erați pregătiți. Și eram amândoi cam distruși în momentul ăla și ne-am găsit bine, adică ne-am oblojit unul pe altul și cu experiențe destul de similare și atunci ne-am înțeles. Bine, nu spun că ăsta este criteriul principal pentru care noi ne-am împrietenit și suntem împreună. Sunt multe alte lucruri. Ne-a și plăcut unul de celălalt, dar într-adevăr, ăsta a fost un liant. Experiențele comune. Ați fost întâi prieteni, așa cum e o relație sănătoasă, sau v-ați îndrăgostit nimic, din prima? Nimic, ce pe ce am avut timp. Noi ne-am îndrăgostit pe set, la filmare. Ce prietenie? Nimic, direct. Și prima scenă cum a fost? Prima scenă cu ea? Păi nu, că am avut lectura la filmări. Nu, prima scenă prejucată cu ea. Uite, nu mi-aduc aminte să spun. Mi-aduc eu aminte. Păi zi, dacă știi la citire. Am despre tine ca despre Homer. Da? Da. Era o scenă mai intimă, cumva. Da, e scena aia de scena de sex din film, unde acolo, da, evident. Acolo, de obicei, îți cunoști faptul... viitoarea nevastă, știi cum e. Mă rog, da, nu toată lumea. Bineînțeles că dar pe lângă faptul că, oricum, actoricește vorbind, e ceva sensibil, nu știu, poate alții pot. La mine, eu n-am avut foarte multe scene de sex, dar să fiecare nu, pe care am avut-o... Adres, da. Nu, filmate. Mulțumesc.
Așa. Fiecare secvență în sensul ăsta e o presiune acolo. Sigur. Și n-ai cum să nu te simți un pic jenat și așa mai departe. E, pe lângă presiunea asta vine și faptul că îți place de partenerul tău. Și na, se întâmplă. Cred că pentru film a fost foarte bine. Că s-a văzut totuși energia personajelor, a fost una reală, pentru că a venit de la noi. La 37 de ani cu doi copii și nevastă, te vedeai? Sincer, nu, pentru că eu nu mi-am dorit nici copii și nici nevastă. Voilà. Dar, na, la mintea de la 26-27 de ani e alta față de... E, nu-mi spune că dacă ai luat-o de la început, ai face diferit. Nu, păi vezi, asta spun, vezi? Că nu. Dar atunci când ești copilărește, pueril, superficial, nu există profunzime în planurile de viitor. Plus că... Na, cred că, acum nu știu cum e la femei, dar eu la bărbat știu că își imaginează așa un fel cum vor ei și cum și-ar dori să fie... O traiectorie. Nu, cum și-ar dori să fie mama copiilor lor. Au un anumit tip de imagine. Pattern, da. Poate și un pattern, evident, e cel matern. Eu mi-am imaginat o femeia visurilor mele și mama copiilor mei e foarte aproape de... cum e Cătălina și cum se comportă cu copiii și tipul de educație. Pentru că noi formăm părinții, formează oameni, da? Viitori, adulți. Și mie, nu știu, eu am rezonat și mi-a plăcut extrem de mult felul în care îl creștea pe Achim și cum îl educa pe Achim. Spuneam că pe 13 iulie ați sărbătorit 8 ani. Mm-hmm. Unde a fost? S-a nimerit să fie pe o croazieră. O, Dumnezeule, cum se nimeresc lucrurile astea. Dar eu n-am vrut pe croazieră, să știi, că eu am mai refuzat odată. Eu am vrut într-un ghetou, am vrut să fie la sol. Nu, ascultă-mă, vorbesc foarte serios, nu mint. Așa s-a întâmplat. Deci, eu nu sunt un om al luxului. Îmi place luxul, dar eu nu știu cum să mă comport când sunt înconjurat de lux. Că n-am crescut așa. Și eu la mine în cap croazieră, când mă gândeam croazieră, zic, lasă-mă, Doamne, iartă-mă, croaziera ta, merg să stau pe vaporul ăla, să mă bățâie stânga-dreapta, să-mi vină rău pe acolo și cu nu vreau, lasă-mă pe preconcepție. Și acum, nu știu, un an, doi, nu mai știu când, a existat această oportunitate să merg și am refuzat. Am zis, nu știu, du-te cu Monica. Și s-a dus cu Monica, cu Monica Angel, prietena ei. Stai puțin, deci tu îmi spui mie că la aniversarea voastră nevastă ta s-a dus cu prietena ei? Nu era, era în iulie cu 2 ani. Nu știu, era iarnă, noiembrie, m-am ceva genul. M-am liniștit că altfel trebuia să ne luăm la revedere. Și s-a întors și a zis, vai ce frumos a fost, că ne-a plăcut, că nu știu ce. Am zis, bine, ok, ți-a plăcut ție. Acum a venit iarăși, a zis, haide mă să mergem. Bine. N-am putut să mai refuz. Dai era seama. Și cu aia mică, zis, bine, hai să mergem. Și am fost pe croazieră și a fost plăcut, să zic. A fost, a fost cu lux? Da, evident, da. Și ți-a plăcut? Da. Și ai mai fi vrut? Nu cred că mai vreau a doua oară. Nu mai vreau, am gustat, am văzut cum e, vreau altceva, vreau experiență nouă. Unde te duci anul viitor? Eu nu știu anul viitor. Eram sigură. Acum mă duc în Spania, la vară mea, să stăm de sărbători și la anul, nu știu, voi vedea. Ei și pe ei la pescuit, știu că pescuiești, chestie pe care nu o să o înțeleg niciodată. Cred că doar bărbații pot să stea cu un băț în mână și să se uite în Bagdadie ore. Că nu vă gândiți la nimic. E ca, ca focul. Dă-i bărbatului un foc și l-ai pierdut. Se uită în da, foc. Da, am văzut. Jur. Deci am rămas șocată. Eu mai am o chestie. Dă-i să bărbatului știi... un foc și... Da, e ceva un genetic, și transgenerațional. Da. E da, focul și de apă, mii da. De ani. Dar să știi că am tipul ăsta de meditație și de... Ce meditație, mă, că repet, nu vă gândiți la nimic. Păi, păi e o formă de meditație. Că și când meditezi trebuie să-ți golești mintea de toate gândurile, nu? Așa e și cu la pescuit, arunci și te concentrezi, te focusezi pe un singur lucru. Cum să prinzi nenorocitul ăla de pește? Nu, asta e treaba peștelui. Asta nu înțelege bărbatul. Bărbatul nu trebuie să se gândească nu, la e așa, pește. Nu e așa. Peștele e se gândește la nu, el nu, însuși. Nu. E o tehnică întreagă acolo. Sunt oameni care au muncit ani de zile ca să ajungă adevărați pescari. Dar eu am tipul ăsta de meditație și de liniște și atunci când calc rufe. Și când calc rufe, mă concentrez atât de tare pe să le, cum să le calc, cât efectiv îmi dispar toate gândurile, nu mai am nicio problemă și mă liniștește foarte tare. Vrei să fii soțul meu, dar mi-am dat seama că ești însurat. Nu mai am cum. Hai. Da, te-aș fi luat. Da. Nu se întâmplă foarte des asta cu călcatul, să știi. Da, cu gătitul?
Nu, de gătit nu gătesc. Adică gătești fructe de mare, nu zice. Eu? Creveți? A, păi da, de aia de-n pungă? Da! A, rahat, îi pun... Pardon, mă scuzați. Îi pun, desfac punguța, îi pun 3 minute în tigaie, am întors un pic da. Așa și gata. Da, ești se numește gătit și ăsta? Da! A, atunci să-mi gătesc, na, ce să zic. Gătești, calci. Dacă, calc, rar dacă calc. Faci și curat. A, sunt obsedat cu asta, de la mama. Asta cu curățenia sunt... În pandemia, să trebuie să spun, Fanny, ne-am luat un roboțel de ăla de știu, merge știu. Singur prin casă. Și pentru că n-am muncit în pandemie, n-aveam ce să fac, dădeam drumul la roboțel, mă uitam la el cum se plimbă, bă, și nu mă enerva, nu făcea treabă cum trebuie. Și am luat aspiratorul ăla mic și în spatele lui mai dădeam și eu încă o dată. Și a venit Cătălina când m-a văzut, zic, bă, ce faci? Zic, mă enervează ăsta, Robi, că Robi l-a botezat fii mea, nu-și face treaba cum trebuie și uite-te și tu, trebuie să stau în spatele lui să mai aspir și eu odată. Zice, păi dar de ce nu-l oprești? OCD! Da, da. You know? Mm-hmm. Am stat de vorbă da. Pentru prea puține minute cu un bărbat care calcă, spală. Nu se întâmplă foarte. Gătește. Deci nici eu nu spăl. Am stat de vorbă cu mașina spală, nu spăl eu. Mele, care e însurat cu una dintre prietenele mele care face cele mai mișto bijuterii. Cât de frustrant să fie. Mulțumesc foarte mult. Nu, stai liniște că le-am și eu pe ale mele. Sunt convinsă. Da, să rămână.